Meteorologii anunță o vreme frumoasă pentru ultimele zile ale săptămânii, cu temperaturi mai ridicate decât în mod normal. Sâmbătă ziua se anunță în general însorită, cu câțiva nori în plus. În partea de sud, la fel ca și zilele trecute, ceața și burnița domină zona de câmpie, în vreme ce la deal și la munte va fi o zi însorită. În aceste condiții, la amiază vor fi maxime de cel mult 4-5 grade în localitățile cu ceață persistentă. Vremea din a doua zi a weekendului va fi caldă și în general frumoasă. Ceața matinală se împrăștie, astfel soarele va încălzi aerul după amiezii până la valori maxime cuprinse în general între 4 și 14 grade. Soarele va fi la datorie, iar vântul nu va crea probleme. Pentru luni, meteorologii anunță un regim al temperaturii aerului potrivit pentru luna ianuarie, cu maxime de până la 8 grade Celsius. Astfel, sâmbătă se vor înregistra la Bolintii, Mihăilești, Ghimpați 10 grade, iar la Hotarele, Izvoarele, Comana și Giurgiu 12 grade. Pentru duminică, meteorologii spun că la Bolintin, Mihăilești, Ghimpați și Giurgiu se vor înregistra 11 grade, în timp ce la Hotarele, Izvoarele și Comana câte 12, respectiv 10 grade Celsius. Astfel, pentru luni la Bolintin, Mihăilești, Ghimpați și Izvoarele vom avea 12 grade Celsius, la Comana 13, iar la Giurgiu va fi ceva mai cald, 14 grade Celsius. Vântul va sufla cu o viteză de 18 km pe oră din direcția vest-sud-vest. Presiunea atmosferică va fi de 764 mm coloană de mercur, iar umiditatea de 63%. Apele Dunării sunt în creștere cu 5-15 cm, cota probabilă fiind 49 cm.